a fost dat startul admiterii copiilor la școala de muzică din orașul Nisporeni. Astfel, doritorii pot depune actele până la data de 10 iunie, după care va începe cea de-a doua etapă de admitere, în a doua jumătate a lunii august până la 10 septembrie. Candidații vor fi evaluați de membrii Comisiei de Specialitate, care vor stabili aptitudinile lor muzicale. Școala de muzică a început înscrierea copiilor care doresc să învețe să cânte la unul dintre instrumentele: pian, vioară, acordeon, chitară, țambal, flaut, clarinet, trompetă, bariton, trombon și saxofon. Însă nu toți doritorii pot fi admiși, întrucât trebuie să corespundă vârstei, adică pot fi înscriși de la 7 până la 12 ani. Direcția școlii anunță disponibilitatea unui număr limitat de locuri pentru anul de studii 2020-2021. Primirea se primește în clasa 1, este comisia formată din profesorii școlii de muzică la diferite specialități. Copilul se prezintă cu un mic recital, cu o mică lucrare muzicală, între care un cântic. Este un mic test, ritmul, auzul, ca să corespundă capacităților muzicale care să-i putem admite. Dar sunt copii care doresc să înveți în școala muzicală, nu sunt dotați cu tătul, dar pe parcursul a 5-7 ani de zile îți dezvoltă aceste abilități. Părinții pot să se apropie de școala de muzică numai fără elevi. Fără elevi. Se depui o cerere pentru să ocupe un loc în școală, că locul la noi este limitat. Noi în acest an termină 16 absolvenți avem, dar nu... La 1 septembrie nu trebuie 35 de elevi ca să acoperim numărul de elevi. Iubitorii de muzică vor achita lunar o taxă de 200 de lei pentru instrumentele de suflat, iar pentru pian, vioară și acordeon 210 lei. Copiii vor învăța timp de 5-7 ani, în dependență de ce instrument aleg, iar când absolvesc instituția, elevii primesc o diplomă de studii. Administrația instituției anunță că în noul an de studii, corpul didactic al școlii de muzică va fi reînnoit cu două profesori. În anul ce vine ne vor sosi doi profesori, unul o profesoară de pian care acum activează în Raionul Strășin și s-a stabilit cu traiul în Raionul Nisporeni la noi. Noi suntem bucuroși că avem așa profesoară și o profesoară, după spusele ei, dorește să revie aici ca profesoară de teorie. Obiectele teoretice, noi suntem bucuroși să înnoim școala cu cadre tineri. La sfârșit de an, ca în toate școlile de bază și toate școlile de muzică în Republică, Ministerul le oferă și direcția școlii câte un certificat de studii, care acolo sunt stipulate toate instrumentele, toate obiectele care au fost studiate pe parcursul a 5-7 ani. Emilia Puha are mai mult de jumătate de secol de când se dedică muzicii și învață copiii să cânte la vioară. Ea a altoit dragostea pentru acest instrument în sufletele a zecilor de generații, iar succesele discipolilor săi îi dă un sentiment de mândrie. Mai mult ca atât, profesoara spune că a descoperit magia sunetului curat al viorii tot la școala de muzică din Nisporeni. Aici ne-am făcut studiile și acum lucrez de acum foarte mulți ani, 54 am în august. Diferite generații au trecut, copii foarte buni, vin și când ne dispărțim, știți, cu o părere de rău, parcă-s copiii mei, știți? Și acum, cu situația asta care este, mi-e dor de copii și nu pot să fac lecții numai așa la distanță, că nu ne putem vedea, că e altceva când te vezi. Acum profesoara așteaptă nerăbdătoare să cultive dragostea pentru muzică în inimile celor care vor dori să studieze această artă. Cred că la toamnă, eu știu, poate ați fi tot bine, sperăm, tot ați fi bine. Și ați ne reîntâlnim iar cu toți copiii, bucuroși, că așteptăm copiii. Cred că copiii vor să vină. Și când încep să cânte și când vezi că strălucesc ochișorii, știți, uite așa. Vioara e un instrument destul de complicat. Dar răbdare, încet, încet. Și clar că copiii reacționează foarte diferit, că copiii sunt diferiți. Cu alții mai, dar încet, încet, tot ajungem unde trebuie să ajungem. La școala de muzică din Nisporeni își fac studiile 203 elevi, dintre care 16 au absolvit anul acesta.